În constelația sfinților ce strălucesc pe bolta bisericii noastre ortodoxe străbune, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a fost așezat ca o flacără binecuvântată de Dumnezeu, rânduit spre vindecarea sufletelor apăsate, a trupurilor bolnave și a patimilor neastâmpărate. Acest vrednic arhiereu al lui Hristos poartă cu sine peste veacuri podoaba unei file de pateric românesc încrustată cu litere de aur, ca exemplu și pildă spre nemurirea noastră. El, cel numit pe bună dreptate floarea cea mai aleasă a Cernicăi, a venit să binecuvinteze pământul Olteniei în vremuri de grea încercare. Făcându-se vrednic următor al Sfântului Nicodim de la Tismana, părintele nostru calinic a scos din negură la lumină inimile celor ce îi sunt și astăzi smeriți și cucernici fii duhovnicești. În legătură cu ziua și anul nașterii Sfântului, în decursul timpului, cercetătorii au oferit mai multe date, de multe ori contradictorii, bazându-se pe documente mai mult sau mai puțin autentice. În însemnările arhimandritului Atanasie Baldovin, ucenicul și biograful său, cel care transmite în anul 1898 majoritatea informațiilor cu privire la părintele său duhovnicesc, anul nașterii Sfântului este 1787. Sfântul Calinic a văzut lumina zilei în București, în suburbia Sfântului Visarion, ulița Lefterescu, într-o familie de buni creștini, Antonie și Floare. Sfântul a primit la botez numele de Constantin. El a crescut într-un mediu creștin, în familia sa cultivându-se dragostea de Dumnezeu și de oameni. A urmat cursurile școlii grecești Sfântul Sava din București, unde a învățat, pe lângă materiile obișnuite, și limba greacă. La chemarea Sfântului Duh, care petrecea întrânsul de la nașterea sa, tânărul Constantin și-a îndreptat pașii spre mănăstirea Cernica, înainte de a împlini vârsta de 20 de ani. Hotărârea de a se îndrepta către această mănăstire nu o ia din vreo silă sau nevoie, ci dintr-o înflăcărată dorință după Dumnezeu. El face parte din categoria celora care vin la viața călugărească, pe care Sfântul Ioan Scărarul îi fericește de 3 ori. Sfântul Ierarh Calinic duce o viață cu totul deosebită, postea și se abținea de la toate plăcerile lumești, urcând treaptă cu treaptă pe scara virtuților creștine spre desăvârșire, urmând cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: fiți dar desăvârșiți, precum și Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Pentru el, viața călugărească era adevăratul etos, adevărata identitate, și afară de ea, alta nu voia să mai cunoască. Nu s-a culcat întins pe pat, ci dezbrăcat de hainele sale, ci puțin cât somn gusta, ședea rezemat cu mâinile sale pe un jeț, îmbrăcat și cu mijlocul încins cu o curea lată. Toată viața a fost cum stă un soldat de santinel, veghind neîncetat asupra slăbiciunilor sale trupești și a vrăjmașilor nevăzuți ce dau luptă neîncetată în mintea
și în inima omului, încât cu ajutorul lui Dumnezeu a ajuns vas curat și luminat al Sfântului Duh. Urmând unei tradiții autentice de viețuire, Sfântul Calinic a împletit armonios rugăciunea cu munca. În acest sens, alături de nenumăratele nevoințe și rugăciuni, el a așezat la loc de cinste lucrarea administrativă, socotind o binecuvântare a îngriji de podoaba casei lui Dumnezeu, după cuvintele psalmistului, care spune: Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei tale. A dat dovadă de multă smerenie și a ajutat multă lume, atât ca stareț la Cernica, cât și ca episcop la Râmnic. Fața îi se îngălbenise de multă postire și ochii îi se duseseră în fundul capului din pricina multei privegheri și a multor lacrimi. Își prelungea posturile până la limita puterilor trupești. Dintre ucenicii starețului de la Cernica, care s-au ostenit în a-i urma viața și exemplul, s-au ridicat nume importante ale vieții bisericești de la noi, așa cum au fost cronicarul Naum Râmnicianul, arhimandritul Veniamin Cătulescu, fost egumen la Tismana, Anastasie Baldovin, ucenicul și biograful său, și mulți alții. Trebuie să amintim că spre Chinovionul de la Cernica, bunul Dumnezeu i-a îndreptat pașii și tânărului Ioan Ionescu, călugărit în anul 1846 cu numele de Irodion, viitor stareț al mănăstirii Lainici din județul Gorj. Cuviosul părinte, trecut de curând în biserica noastră în rândul sfinților, a devenit duhovnicul Sfântului Ierarh Calinic, părintele de odinioară devenind astfel fiul duhovnicesc al cuviosului Irodion. Sfântul Calinic venea adesea de la sediul episcopal din Râmnic la mănăstirea Lainici pentru a se mărturisi și sfătui cu fericitul Irodion, plecând de la el cu mare bucurie și ușurare sufletească. Sfântul Ierarh l-a numit pe cuviosul Irodion Luceafărul de la Lainici, deoarece, ca și astrul ceresc, pe mulți îi călăuzea și îi îndruma pe calea mântuirii. Deși nu și-a dorit niciodată slujirea arhierească, Sfântul Calinic a acceptat-o până la urmă, la insistențele domnitorului Barbu Știrbei. Astfel, Sfântul Calinic a fost ales episcop al Râmnicului Noului Severin în ședința sinodală din 14-15 septembrie anul 1850. Avea atunci 63 de ani și viețuise în mănăstirea Cernica aproape 43, dintre care 31 de ani ca stareț. Hirotonia într-un arhiereu a avut loc în ziua de 26 octombrie 1850, chiar de praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Din cuvântarea Sfântului Calinic răzbate smerenia, smerenie ce l-a caracterizat în întreaga viață, virtutea cea mai de preț a ierarhului ales de Dumnezeu, să ocrâmuiască ținutul oltean atât de greu încercat în acele timpuri. Înainte de a pleca la eparhia Râmnicului, Sfântul Calinic, fiind încă în București la 30 octombrie 1850, a trimis scrisoare protopopilor din Vâlcea, vestindu-le alegerea și hirotonia sa și cerându-le să publicarisească acest lucru în tot cuprinsul plășii, pentru ca toți preoții îndeopște să-l pomenească după rânduielile canonice la sfintele slujbe bisericești. În acea perioadă, scaunul episcopiei Râmnicului Noului Severin se afla la Craiova. Aici fiind mutat în urma incendiului care pustise orașul Râmnic,
în primăvara anului 1847. Sfântul Calinic a ajuns în cetatea Banilor sâmbătă 25 noiembrie în anul 1850. Mulțime multă de credincioși de prin toate orașele și satele micii românii l-a primit, după o afirmație contemporană, cu cel mai mare entuziasm și evlavie. Întâmpinat la bariera orașului de cârmuirea politică, de magistrat, corporații și tot clerul aflat în capitala olteană, Sfântul Calinic a fost condus până la ușa Bisericii Sfintei Episcopii, Biserica Sfântului Nicolae, Mănăstirea Gănescu, care a servit o perioadă de timp ca reședință a episcopilor Râmnicului. Episcopia Râmnicului se întindea atunci peste întreaga Oltenie, starea ei nefiind deloc înfloritoare, după o perioadă de 10 ani în care totul a fost adus în pajiște și pustiire, după cum spunea însuși Sfântul Calinic. Cu multă credință în ajutorul lui Dumnezeu, noul episcop a început reclădirea bisericilor și mănăstirilor oltene, reînvind totodată și viața duhovnicească a păstoriților săi. A încercat prin activitatea sa să cunoască eparhia pe care o păstorea, în acest sens, efectuând vizite canonice. Între multele preocupări ale Sfântului, refacerea Bisericii Domnești Sfântul Dumitru din Craiova era o prioritate, pentru că aceasta era în ruină. Demersul care a dus la creșterea prestigiului și dragostei de care se bucura ierarhul în rândul oltenilor, fiind repunerea în cinstea în care fusese acest lăcaș sfânt. Oltenii doreau să-l păstreze pentru totdeauna în cetatea Băniei, așa cum se desprinde dintr-o scrisoare pe care boierii craioveni i-o trimiteau domnitorului Barbu Știrbei. Viața sfântă de totdeauna pe care episcopul o ducea și la Craiova, hărnicia sa, interesul ce purta obștii, le cunoscu curând cetățenii Craiovei. Ei îl venerau și doreau ca Sfântul Episcop să rămână la ei pentru totdeauna. O dovadă a dragostei pe care Sfântul Calinic a arătat-o față de biserica din Oltenia se găsește în documentele ce vorbesc de grija pe care a avut-o pentru mănăstirile eparhiei. În acest sens, mitropolitul Nifon al Țării Românești scria la 25 ianuarie 1863, pornind de la implicarea Sfântului Calinic în administrarea mănăstirii Tismana, că ierarhul oltean s-a ostenit permanent să țină știință de toate lăcașurile de închinare, fie ele mănăstiri de tradiție sau biserici de parohie. Roadele muncii Sfântului Ierarh în vederea revigorării vieții călugărești din lavra Sfântului Nicodim au ieșit imediat la iveală. Calist Stratonicos, de la Mitropolia Bucureștilor, nota într-o adresă din 15 februarie 1863, iubitorului de Dumnezeu fratelui, episcopul al lui eparhiei Râmnicu Calinic, adresa frăției voastre numărul 227, în privința egumenatului mănăstirii Tismana din districtul Gorju, ca una ce conține întrânsa drepte și temeinice cuvinte noi, am înaintat în copie domnului ministru al cultelor spre legiuitul rezultat, întru care vă facem cunoscut frăției voastre spre cuvenita știință. Calist Stratonicos.
Învățământul teologic s-a poziționat mereu printre prioritățile Sfântului Ierar Calinic în timpul păstoririi sale pe meleagurile oltene. La înscăunarea sa, Sfântul Calinic a luat toate măsurile necesare în vederea redeschiderii seminarului de la Mănăstirea Bucovăț, comunicând prin protopopi hotărârile luate pentru funcționarea acestuia, mai ales că în urma evenimentelor de la 1848, seminarul a fost închis. Între anii 1833-1834, o revărsare a jiului a rupt terenul din fața bisericii, prăbușind clopolnița, turnul cel mare și o parte din clădirile anexe. În aceste condiții, arhimandritul Hrisant Penetis, starețul mănăstirii Hurezi, care se ocupa și de mănăstirea Bucovățul Vechi, a hotărât mutarea călugărilor de pe malul stâng pe malul drept al jiului. Aici a fost zidită mănăstirea Bucovățul Nou, sfințită în anul 1843 de Timotei Eudoxiados, episcop vicar al Craiovei. În anul 1855, Sfântul Calinic a mutat la Râmnic seminarul, instalându-l pentru început în casele lui Nicu Vlădescu și începând cu anul 1856 într-o clădire proprie. Pentru această nouă clădire, lucrările au fost demarate la data de 7 iulie 1855, după finalizarea procesului de restaurare a Catedralei Episcopale și au fost finalizate în luna august a aceluiași an. În dragostea sa nemăsurată pentru casa Tatălui Ceresc, Sfântul Calinic a zidit în anul 1853 Biserica Schitului Pop în Zălești, metocul episcopiei. În acest lăcaș se găsesc astăzi câteva icoane din timpul său, o Sfântă Evanghelie, scaunul arhieresc, iar din pictura bisericii se mai păstrează doar pisania. Un alt lăcaș de închinare de care Sfântul Calinic s-a îngrijit în timpul păstoririi sale a fost schitul Locurele, de lângă mănăstirea Lainici, acolo unde stareț era Sfântul Cuvios Irodion. În scrisoarea acestuia, în vederea sfințirii bisericii celei noi de la schit, stă scris: Preasfinției sale Părintelui Episcop al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noului Severin, Calinicu, starițul Sfântului Schit Lainici, Preasfințite stăpâne, vă rugăm bunătatea ca să dați binecuvântare pentru a se sfinți biserica cea nouă de la Locorele, că a gătit-o de sfințenie părinții titori Luca și Cleopa, prea mult rugându-se sfinția lor de mila preasfinției voastre, ca să lădați binecuvântarea aceasta, ca să nu le fie o steneală în zadar. Una dintre cele mai importante realizări ale Sfântului Ierar Calinic, episcop al Râmnicului Noul Severin, a fost ridicarea schitului Frăsinei, veche vatră monahală vâlceană, ce și-a recăpătat astfel importanța duhovnicească pe care a avut-o cu mai bine de un secol înainte. Impresionat de pitorescul locurilor de acolo, cucernicul ierarh ridică alături de vechiul schit al familiei Ivipale din Râmnic o măreață biserică, adunând în jurul Sfântului Lăcaș monahi cu reguli de viață stricte, anahoreți, aghioriți. Iar ca puterile materiale ale acestei fundații să crească, uni schitul slătioarele de lângă târgul Ocnele Mari într-o comunitate economică cu Frăsinei.
Astfel, pentru toți și pentru toate cuviosul ierarh, lucrează cu dragoste și înțelepciune pentru a-i întări în duhul cucerniciei și al dreptei credințe. Sfântul Calinic intenționa să ridice schitul Frăsinei cu o steneală materială proprie. Văzând și apreciind demersul său, mai mulți credincioși din diferite părți ale Olteniei au scris Sfântului din dorința de a face donații în vederea finalizării lucrărilor. Un lucru foarte important care merită a fi consemnat în istoria schitului Frăsinei este anul 1862, 15 august, când este numit aici stareț ieromonahul Serafim, căruia Sfântul Calinic i-a dat mai multe sfaturi duhovnicești, o parte din ele rămânând însemnate în documentele vremii. Schitul Frăsinei a fost înzestrat de Sfântul Ierarh cu o biserică nouă construită între anii 1859-1864, având hramul Adormirea Maicii Domnului, cu chilii și cu clopotniță. Planul bisericii a fost conceput de Sfântul Calinic. Pentru pictura bisericii, Sfântul a vrut să-l angajeze pe Gheorghe Tătărescu, acesta fiind cel care a realizat și pictura Catedralei Episcopale din Râmnic. Pictorul nu a putut da curs solicitării, fiind angajat în alte lucrări. A recomandat însă pe un ardelean, Mișu Pop, care pictase împreună cu Constantin Leca mai multe biserici. Pictorul brașovean a acceptat propunerea Sfântului Calinic de a picta Biserica Mănăstirii Frăsinei din vara anului 1860 până în primăvara anului 1863. În urma finalizării lucrărilor, Sfântul Calinic a hotărât sfințirea noului lăcaș la 12 mai 1863. Sfântul a luat o hotărâre unică pentru această mănăstire. Așa cum în muntele Athos nu le este îngăduit femeilor să meargă, și la Frăsinei s-a hotărât cu legătură de blestem ca să nu urce nicio femeie cât ține pământul mănăstirii. Călătorul ce urcă pe drumul spre mănăstirea Frăsinei poate vedea textul legăturii de blestem dat de Sfântul Calinic de a nu urca femeile la mănăstire, deasupra căruia este menționat: monahul var să nu fie, a dormit întru Domnul, apărând acest sfânt legământ. Pentru a se păzi cu strictețe această hotărâre, s-a pus la intrare spre mănăstire o icoană a Maicii Domnului și un stâlp de piatră, pe care este scris cu litere chirilice, săpate în piatră, un blestem pentru pedepsirea femeilor ce vor îndrăzni să ajungă la mănăstire. Calinic, cu mila lui Dumnezeu, episcop al Râmnicului, noul Severin, acest un locaș s-au clădit din temelie de noi spre a fi chinovie pentru părinții monahi. Și fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor viețuitori de acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit ca de la acel loc să nu mai treacă înainte sub niciun chip parte femeiască, iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem și toate nenorocirile să vie asupra lor, precum sărăcia, gubăvia și tot felul de pedepse. Și iarăși cele ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui Dumnezeu și a smereniei noastre și să vie asupra lor tot fericitul bine. Amin. O altă preocupare de căpătâia Sfântului Calinic a fost aceea de a asigura slujitorilor bisericilor cărțile necesare de cult și cele pentru pregătirea clerului. În acest sens, Sfântul a înființat cu mijloace materiale proprii tipografia Calinic Râmnic cu teascuri. Tipografia de la Râmnic a început să lucreze în anul 1861, atunci când au apărut Aghias Matarul,
datoriile preoților, slujba Sfintei Învieri din Duminica Paștilor, manualul de pravilă bisericească și tipicul bisericesc. După un an apar cele 12 minee tipărite după originalul, cel îndreptat de preasfințitul episcop al Argeșului, Iosif, având prefețele mineelor tipărite la Râmnic între anii 1776-1780 de episcopii Chesarie și Filare. Mineiul pe luna decembrie, la filele 397-398, cuprinde un epilog în care se arată că pentru o mai bună înțelegere după timpul de față s-au schimbat unele ziceri aflate în mineele mai vechi. Se cere apoi iertare pentru eventualele greșeli și pentru întârzierea tipăririi acestor minee și se înșiră 24 de versuri, asemenea celor din cărțile antimiene, în care se fac cunoscute numele ostenitorilor tipografii. La tipografia râmniceană vor apărea mai târziu și alte cărți de folos practic și duhovnicesc, carte foarte folositoare de suflet, ediția a doua, Evanghelia, Octoihul, Învățătura către preoți și diaconi, Liturghierul, Ceaslovul, Psaltirea, Acatistierul și Învățătura pentru duhovnici. Având o vârstă înaintată și simțind tot mai puternic chemarea Părintelui Ceresc, Sfântul Calinic și-a scris Diata, adică Testamentul, la 18 septembrie 1857, pe care a refăcut-o în mai multe rânduri, fondul rămânând același. Eu, smeritul arhiereu, Calinic, episcopul eparhiei Râmnicului Noului Severin, aflându-mă în vârstă trecută peste 70 de ani și auzind glasul Domnului meu Iisus Hristos, ce zice în Sfânta Evanghelie, fiți gata, că în ce ceas nu gândiți, Fiul omului va veni, adică Domnului, ca nu venind fără de veste să vă afle dormind. Pe acest glas al Domnului, auzindu-l și temându-mă, încă și de neputințe fiind cuprins și din zi în zi cu trupul slăbind și așteptând în toată vremea acel ceas al morții zis de Domnul și după putere gătindu-mă de ieșire dintr-o această viață, cu toate că sunt cuprins de lenevie și trândăvie și de multe alte patimi, dar nu m-am deznădăjduit din mila Domnului meu Iisus Hristos, care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Din cauza suferințelor sale, Sfântul a hotărât să se retragă din scaunul episcopal de la Râmnic, fără să primească aprobarea retragerii din înalta funcție, deși a cerut-o, Sfântul Calinic a plecat din Râmnic și a lăsat la conducerea eparhiei, în calitate de vremelnic însărcinat cu căutarea treburilor eparhiei Sfintei Episcopii a Râmnicului, pe arhimandritul Grigorie, căruia îi încredințase și testamentul său. La 24 mai 1867, Sfântul Calinic se afla la Cernica. Sfântul a rămas până la sfârșitul zilelor sale în vrednicia de episcop titular al Râmnicului, ocupându-se de eparhie prin corespondență cu arhimandritul Grigorie. După un mai vechi obicei, credincioșii craioveni îi cereau prin telegrame binecuvântarea pentru aducerea icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni, de la Biserica Madonna Dudu la casele lor, pentru tămăduirea de diferite boli. Sfârșitul pământesc al Sfântului Calinic este relatat de arhimandritul Anastasie Baldovin, cel ce i-a stat alături în ultimele clipe de viață. În Joia cea Mare, la 28 martie 1868, Sfântul Calinic a chemat 7 preoți care i-au slujit Sfântul Maslu, iar în ziua de Paști i-a slujit un preot în paraclisul chiliei sale unde ședea.
În zorii zilei de joi, 11 aprilie, după ce un preot i-a citit utrenia, când s-au împlinit cele 14 zile, s-a făcut sănătos definitiv și s-a sculat. S-a îmbrăcat cu hainele de îngropare, pentru că toate celelalte le dăduse de pomană, s-a spălat singur pe față, s-a pieptănat și i-a binecuvântat pe toți câți erau în casă. Stând pe picioare, s-a rezemat pe pieptul călugărului Germano zicând: să ne vedem în fericirea de pe cealaltă lume. Slujba înmormântării a avut loc la 13 aprilie 1868. Nicolae Iorga, cunoscând viața și nevoințele marelui ierarh, era convins încă din acele timpuri că locul Sfântului Calinic este rânduit în sânurile Părintelui Ceresc. Plin de admirație față de personalitatea sa duhovnicească și față de rolul istoric pe care l-a avut în acele vremuri, marele istoric afirma că Sfântul completează cu vrednicie șirul curaților călugări fără arginți, al ctitorilor de cărți și clădiri de închinare, al sufletelor de arhierei care o clipă nu și-au închipuit că fapta ori gândul lor vor scăpa de sub ochiul priveghetor al lui Dumnezeu. Minunile Sfântului Ierarh Calinic sunt numeroase și au fost cunoscute încă din timpul vieții sale. Au fost consemnate de ucenicul Sfântului, arhimandritul Anastasie Baldovin, fiind preluate de monahul Ioanichie Bălan în Patericul Românesc. Sfântul primise de la Dumnezeu darul citirii în sufletele și în gândurile oamenilor, alături de harisma facerii de minuni. Într-o altă întâmplare, citind rugăciunile de dezlegare la slujba înmormântării, trupul neputrezit al unui om s-a prefăcut în țărână. Meșterul Costache, lucrător la ridicarea catedralei din Râmnic, istorisește cum Sfântul Calinic l-a tămăduit prin rugăciuni pe fiul său bolnav de epilepsie. De aceeași boală a fost izbăvită și fiica unui sătean din comuna Muiereasca Vâlcea, care se îmbolnăvise pentru că trecuse din greșeală, alergând după o vită dincolo de hotarul dintre sat și schitul Frăsinei. Se știe că Sfântul Episcop așezase o tablă acolo, oprind prin blestem trecerea femeilor spre schit. Sfântul Calinic a scăpat obștile monahale de foamete în mai multe rânduri prin puterea rugăciunii. El a vindecat pe demonizați, a tămăduit pe cei bolnavi, cunoscând în același timp gândurile ascunse ale celor ce veneau la el. Pentru curăția vieții sale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca Sfântul Ierarh Calinic să fie trecut în rândul Sfinților. Festivitățile pentru proclamarea solemnă a canonizării au avut loc la Mănăstirea Cernica între 21 și 23 octombrie 1955. Duminică, în ziua de 23 octombrie, s-a oficiat slujba canonizării, la care a participat Patriarhul Justinian al Bisericii Ortodoxe Române. Alături de ierarhi, de clerul și de mulțimea de credincioși, la canonizarea Sfântului Calinic au participat și reprezentanți ai celorlalte biserici surori. Prăznuirea Sfântului a fost fixată la 11 aprilie, ziua trecerii sale la Domnul. Thank you.
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la cererea în al Preasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, după aproape un secol și jumătate de rugăciuni și așteptare, Pământul Olteniei a primit din nou în mijlocul său pe semănătorul învățăturilor de Dumnezeu Cuvântătoare, pe Sfântul Ierarh Calinic. Sfintele sale moaște au ajuns de la Mănăstirea Cernica la Craiova, în binecuvântata zi de sâmbătă, 28 aprilie, anul Mântuirii 2012. Acesta a fost începutul unei săptămâni încărcate de rugăciune și emoție duhovnicească, primul popas al Sfântului în Oltenia, după 144 de ani de când Dumnezeu l-a primit în patria sa cea cerească. Delegația oficială care a adus racla cu sfintele sale moaște din binecuvântata lavră a Cernicăi, metania nevoințelor sale, a fost condusă de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, și de preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Bucureștilor. Bucuria credincioșilor din Oltenia a fost fără margini, mii de suflete venind la locul de întâlnire, în ctitoria Sfântului Domnitor Matei Basarab, la Catedrala Mitropolitană Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Craiova. În fața Sfântului Locaș a fost împodobită o frumoasă explanadă pe care au fost așezate din vreme racla cu sfintele moaște ale sfinților Nifon, Serghie, Vah și Tatiana și mai apoi racla Sfântului Ierarh Calinic. În sunet de clopot și armonii bizantine, delegația condusă de părintele mitropolit Irineu a purtat sfintele moaște ale Sfântului în Catedrala Mitropolitană, la oaltă cu moaștele sfinților cinstiți aici, așezându-se în sânul bisericii sub policandru. La finalul slujbei, părintele mitropolit Irineu a rostit un cuvânt de bun venit, arătând că Sfântul Ierarh Calinic a sosit în Oltenia de la Cernica ca un părinte la fiii săi duhovnicești, fiind prima dată când iese din mănăstirea de Metanie și prima dată când vine în Oltenia, în acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, după trecerea sa la cele veșnice. Trăim momentele acestea deosebit de emoționante ale binării Sfintelor moaște ale Sfântului Ierarh Calinic, episcopul râmnicului Noului Severin, care acum 162 de ani a venit și a fost instalat în această cetate a Craiovei. El vine ca părintele la fiii săi. Vine ca să ne mântuie și vine ca să ne dăruiască darul bogate cerești, fiind prima dată când iese din Mănăstirea Cernica și prima dată când vine în acest pământ binecuvântat, unde s-a ostenit și l-a însemnat cu semnul sfințeniei sale. Pe oriunde a mers, Sfântul Calinic a lăsat trăsături vizibile de har dumnezeiesc și astăzi vine să reîmprospăteze asemenea miresme ale Duhului Sfânt, pentru că din prea curatele sale moaște izvorăsc darul, așa cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, că cei care îl au pe Duhul Sfânt sufletele și trupurile lor, izvoare de harul pocuncești, izvorăsc din pântecele lor, adică din viața lor. Așadar, Sfântul Ierarh Calinic ne revarsă această binecuvântare
și cu toții, de la ierarhi, clerici, monași, frații și credincioși, suntem recunoscători și într-o smerenie profundă, aducător de laudă Preabunului Dumnezeu, că ne-am fericit în aceste zile să-L avem pe Sfântul nostru ocrotitor în mijlocul poporului său. A doua zi, duminică 29 aprilie, dis de dimineață, a avut loc sfințirea apei în fața podiumului cu Sfintele Moaște, în timp ce în Catedrala Metropolitană s-a citit acatistul Sfântului Ierarh Calinic. Soborul arhiereilor, în frunte cu Părintele Mitropolit Irineu, a poposit pentru câteva clipe în Casa Băniei, veche vatră de cultură și istorie oltenească, unde ierarhii au îmbrăcat sfintele odăjdii. De aici, încadrați de mulțimea preoților și a drept slăvitorilor creștini, s-au îndreptat către Sfântul Lăcaș, unde au slujit Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. La finalul slujbei, în semn de aleață prețuire, pentru slujirea împreună și pentru bucuria primirii Sfintelor Moaște, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a dăruit Catedralei din Craiova o icoană a Sfântului Ierarh Calinic, alături de Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici, ucenicul și duhovnicul său. Totodată, preasfințitul Farsanuh fie Prahoveanul i-a oferit în al preasfințitului părinte Irineu o icoană argintată cu chipul Sfântului Calinic ca dar din partea preafericitului părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Spre seară, credincioșii craioveni au putut participa la taina Sfântului Maslu, oficiată în Catedrala Metropolitană Sfântul Dumitru de un sobor de arhierei, preoți și diaconi. În cea de-a treia zi de prăznuire a Sfântului Calinic la Craiova, luni 30 aprilie, credincioșii au participat dimineața la slujba Sfintei Liturghii, oficiată în Catedrala Metropolitană, de către înalt preasfințitul părinte Irineu, împreună cu preasfințitul Varsanuh fie Prahoveanu, în sobor ales de preoți și diaconi. După slujbă, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Calinic a fost purtată în procesiune de la Catedrala Metropolitană până la centrul eparhial al Arhiepiscopiei Craiovei, unde a fost așezat în bisericuța de lemn cu hramul Toți Sfinții. Aici, toți angajații centrului eparhial, purtând în mâini făclii aprinse, au plecat genunchii înaintea Sfântului Ierarh, aducându-i flori și cinstindu-l în cântare și rugăciune. Din reședința metropolitană a Arhiepiscopiei Craiovei, alesul Alai l-a însoțit pe Sfântul Calinic spre un alt loc drag inimii sale, reședința vechii episcopii a râmnicului Noul Severin, reiterând astfel în parte istoria pașilor săi în Oltenia ca arhiereu și păstor al turmei celei cuvântătoare. Ajuns în pragul ctitoriei sale la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Nicolae, Sfântul a primit cinstire în slujba Tedeumului, după care a fost așezat la loc de cinstire spre închinare, într-un frumos baldachin în fața cinstitului Lăcaș.
În cea de-a doua zi de popas duhovnicesc la Râmnic, marți 1 mai 2012, dimineața a fost citit acatistul Sfântului Ierarh. A urmat Sfânta Liturghie, unde au liturghisit 11 ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe. Încălziți de mângâiera blândă a soarelui, credincioșii râmniceni au primit cu bucurie în inimile lor sămânța cuvântului de învățătură semănată de Părintele Mitropolit Irineu, care a vorbit despre viața, nevoințele și minunile săvârșite de Sfântul Ierarh Calinic. Nevoințele Sfântului Calinic au fost cu adevărat mucenicești. Toată viața a dormit pe scaun câte 3 ore. Deci foarte aspru s-a nevoit Sfântul Calinic. Foarte aspru a trăit și se nevoia cu metanie și rugăciuni și post. Și astfel Dumnezeu cu adevărat i-a primit nevoința sa, iar trupul său a fost proslăvit și făcător de minuni. Aici la Râmnic, când Dumnezeu l-a chemat să fie păstor, să fie episcop, să fie acela care conduce pe credincioși și cler pe calea mântuirii, aici el a dovedit că este făcător de minuni. Aici s-a rugat pentru fiul meșterului Costache, cel care a zidit biserica aceasta. Acela era bolnav de epilepsie și Sfântul numai ce s-a rugat și vrăjmașul diavol a fugit, pentru că n-a putut să rabde sfințenia Sfântului. Tot aici Sfântul a vindecat de boala aceasta diavolească pe tânăra păstoriță care a încălcat legământul de la mănăstirea Frăsinei. Și călcând peste piatra, dincolo de piatra de hotar, s-a îmbolnăvit de epilepsie și au rugat părinții pe Sfântul și Sfântul s-a milostivit de ea și a vindecat. Spre finalul zilei, delegația oficială a plecat cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh spre mănăstirea Frăsinei. În drum spre mănăstire, sute de oameni au ieșit în întâmpinare, purtând în mâini flori și slăvind pe Dumnezeu cu bucurie. Ajuns în Sihăstria sa iubită, Sfântul Ierarh a fost primit în mijlocul bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului de către întreaga obștea mănăstirii. După polihroniu, în al preasfințitul părinte Irineu și-a exprimat marea bucurie de a fi prezent curat la Sfintelor Moaște ale Sfântului Calinic în mănăstirea sa dragă. Noi dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim Atotputernicului că în aceste zile pascale ne mai dă pe lângă bucuria negrăită a învierii și bucuria prezenței Sfântului Calinic. Și suntem convinși că Sfântul va avea și va purta de grijă pentru noi, pentru că El ne iubește și are și oameni care, devotați vieții călugărești, s-au luptat până la moarte și au dobândit într-adevăr înviere. Au apărat această rânduială, pentru că n-a fost ușor în decursul timpului. N-a fost ușor niciodată și a trebuit să rezistăm în fața tuturor atacurilor și avalanșilor de tot felul. Și Sfântul Calinic ne-a protejat și ne-a apărat ca noi să avem acest loc sfânt și binecuvântat unde să ne rugăm și să-L preamărim pe Dumnezeu. Miercuri 2 mai 2012 a fost ziua aleasă pentru săvârșirea Sfintei Jerfe la altarul cinstitei Lavre. La strașina Sfântului Locaș, cei 11 ierarhi au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
Delegația oficială a plecat de la mănăstirea Frăsinei spre mănăstirea Lainici, locul unde se află sfintele moaștele Sfântului Cuvios Irodion, ucenicul și duhovnicul Sfântului Ierar Calinic. În drum s-a făcut un scurt popas duhovnicesc la mănăstirea vâlceană Bistrița, ctitorie a primilor boieri craiovești. De aici, delegația a ajuns la mănăstirea Lainici, luând parte la hramul cel nou al cinstitului așezământ, închinat zilei de prăznuirea Sfântului Cuvios Irodion. Întâlnirea dintre cei doi sfinți olteni a aprins o puternică și profundă emoție sufletească în sufletele tuturor. După aproape 150 de ani, ucenicul și duhovnicul sălășluiau de săvârșit împreună la această zi de mare praznic. După rânduială, soborul de arhierei, preoți și diaconi a săvârșit mai întâi slujba de tedeum, urmată de vecernia mare și de slujba privegherii. Praznicul Sfântului Cuvios Irodion de la mănăstirea Lainici, sărbătorit joi 3 mai, a însemnat cel de-al patrulea popas duhovnicesc important al Sfântului Ierar Calinic de la Cernica, în locurile păstoririi sale de altădată și totodată ultimul în Arhiepiscopia Craiovei. În după amiaza aceleiași zile, sfintele moaște ale Sfântului Ierar Calinic au fost purtate în procesiune în jurul celor două biserici din curtea mănăstirii. La plecare au fost rostite ctenii pentru sănătatea și pentru mântuirea obștii mănăstirii Lainici, pentru toți credincioși și creștini prezenți în număr atât de mare la acest eveniment duhovnicesc unic în istoria bisericii oltene. De la Lainici, delegația oficială a plecat spre Drobeta Turnu Severin, reședința de astăzi a Episcopiei Severinului și Strehaiei. În drumul spre vechea cetate de pe malurile Dunării, s-a făcut un popas la mănăstirea Tismana, ctitoria Sfântului Cuvios Nicodim, reorganizatorul vieții monahale din țara românească. Ajunse în cetatea Severinului, sfintele moaște ale Sfântului Ierar Calinic au fost așezate în fața noii catedrale episcopale, afierosită cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. După deja obișnuită slujbă de tedeum, soborul ierarhilor a oficiat slujba vecernii celei mari unită cu litia în pridvorul Sfântului Lăcaș de închinare. Cea de-a doua zi a cinstirii sfintelor moaște ale Sfântului Ierar Calinic la Severin, vineri 4 mai, a adunat mii de credincioși în parcul din fața catedralei episcopale. În după amiaza zilei de vineri 4 mai, delegația oficială a plecat cu sfintele moaște ale Sfântului Ierar Calinic spre mănăstirea Clocociov din eparhia Slatinei și Romanaților, ultimul popas duhovnicesc al Sfântului pe pământ oltean.
A doua zi, sâmbătă, 5 mai, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în frunte cu Părintele Mitropolit Irineu al Olteniei. După aceste clipe duhovnicești, delegația cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Calinic a părăsit mănăstirea Clocociov, ieșind din teritoriul canonic al Mitropoliei Olteniei. Pentru credincioșii din Oltenia, Sfântul Calinic este cea mai strălucită figură a episcopatului oltean din veacul al XIX-lea. Aducerea între 28 aprilie și 5 mai 2012 a Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Calinic în Oltenia, pe vechiul teritoriu al eparhiei Râmnicului Noul Severin, a reprezentat un eveniment spiritual și istoric unic pentru clerul și credincioșii din această parte a țării. Timp de o săptămână, biserica din Oltenia s-a împodobit cu haină de sărbătoare pentru a primi în mijlocul ei pe cel ce i-a fost păstor, învățător și rugător către Hristos în urmă cu un secol și jumătate, de la Craiova, la Râmnicu Vâlcea, de la Frăsinei la Lainici, de la Turnul Severin la Slatina. Toată suflarea drept slăvitorilor creștini a adus cinstire Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, prezent în mijlocul turmei sale, prin rânduială dumnezeiască. În cadrul acestui pelerinaj sfânt au fost săvârșite zilnic slujbe de mulțumire și rugăciuni pentru toți credincioșii din Mitropolia Olteniei. Plecându-ne smerit fruntea și închinându-ne în fața Sfintelor sale moaște, să-i cerem cu toții Sfântului Ierarh Calinic binecuvântare și spor duhovnicesc în viața noastră, lăudându-l și cântându-i. Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, ierarhe calinic, veselește sufletele celor credincioși și atingerea de rac la sfintelor tale moaște, sfințește simțirile și dăruiește tămăduiri. Pentru aceasta, după datorie, te cinstim pe tine și cu bucurie scântăm. Bucură-te, Sfinte ierarhe calinic, de Dumnezeu înțelepțite.